am apucat astăzi să... E un somn, nu mai pot. Nu am apucat astăzi de dimineață să vorbesc cu voi. Pentru că am uitat complet că astăzi trebuia să mă duc mai... mai devreme la lucru. Și eram eu așa chill, mi-am făcut treaba, am lucrat la vlog, am mai filmat, eu știu ce am mai filmat de dimineață și după aia într-o dată am spus, eu trebuie să mă duc astăzi la lucru mai devreme. Așa că spală-te, mi-am dat cu concealer pe față, cu puțin frunză, sprâncene, rimel și nu știu dacă mi-a luat 5 minute machiajul de astăzi. Și a fost ruptă, deci super obosită. Nu știu ce mi se vede așa aici. Apar n-am. Arăt în ultimul hal, pentru că când am plecat de la lucru, zici ce? A început ploaia. Și eu merg la lucru cu bicicleta. Bineînțeles că dacă plouă, mă duc pe jos și mi-au umbrela, ca tot omul. Dar când am plecat eu la lucru, nu ploua. Și a început ploaia și am fost learcă. Bine, pe păr nu, pentru că am avut glugă. Dar am pedalat repede, repede să ajung acasă. Și m-a luat un somn. Am stat în pat puțin, de aia cred că și machiajul meu arată în ultimul hal. Nu știu de ce apare bronzerul până aici. În fine, probabil și de la ploaie. Și astăzi m-am gândit să vă arăt 3 pachete de PR pe care le-am primit recent. Și trebuie să le fac poze. Adică... Da, trebuie să le fac poze și să le testez, le pun pe Instagram și le-am postat acolo așa frumos ca să mi le arăt și vouă. Și după aceea trebuie să mai lucrez puțin la vlogul pentru astăzi, cât este ceasul. Este 4 fără un sfert după masa. Am primit și 2 pachete. Unul este un cadou pentru de Crăciun și unul este... lustra pentru bucătărie ce vine deasupra de masă și o să o desfac așa încet, o să vi-o arăt și vouă, cadou nu pot să vi-l arăt pentru că este cadou de Crăciun, dar lustra o să vă arăt așa cât pot pentru că aștept să vină Flo acasă și el să se uite mai atent la lustră dacă e tot ok, dacă e în regulă, dacă trebuie trimis înapoi sau nu. Eu nu mă pricep la astfel de detalii, trebuie să recunosc. Și mă tot uit pe geam că e atât de urât afară. A, și dimineața m-am trezit și cu o durere de cap. V-am spus ieri că mă doare capul rău de tot. Mi-a trecut, adică când m-am pus în pat nu mai durea capul, dar m-am trezit azi dimineața cu o durere de cap și toată ziua m-a durut capul. Este gri, este norat, singura culpată de culoare ce este sunt frunzele de pe jos, că alea sunt portocalii. Și mi-e atât de somn și am luat și frigul, de aceea stau în halat și am și pătura pe mine. Da, o să vă arăt. Trebuie să fac lumină pentru că în apartament, adică așa este lumină, dar camera nu receptează lumina naturală și tot mă mut cu softbox-ul. Sunt curioasă dacă v-a plăcut cum a ieșit ghirlanda. Sunt super curioasă, am să postez mâine, clipul de ieri, pentru că astăzi postez daily vlogul și cred că mă duc să fac eu o cafea prima oară. Încă mi-aștept BoxyCharm-ul pentru luna noiembrie, trebuie să ajungă săptămâna trecută și încă nu a venit. Mă gândesc că probabil acum, na, cum vine Crăciunul, poșta merge mai greu. Aici am pachetele despre care vreau să vă vorbesc, pachetele ce le-am primit în PR, că sunt o mare vedetă. Lumesc, bineînțeles. Nu sunt deloc o vedetă. Și o să încep cu această plăsuță. Am primit aici un gel de duș și un ulei de corp de la această firmă pe care eu nu pot să o pronunț. Barnengen, ceva scandinav. Acesta este un ulei de... un gel de duș ulei. Și înăuntru mai avem un ulei de corp. Și a ajuns la timp, pentru că a venit iarna și pielea mea este destul de uscată. Trebuie să văd și cum miros puțin. Drăguț, nu miros ceva sofisticat sau a parfum. Miros așa natural, aș spune natural, dar dulce.
Următoarea chestie pe care am primit-o este această paletă de la MAC, de la MAC Germania. Am primit-o Queen Supreme, este o paletă cu farduri de ochi și un iluminator de față. Toate fardurile sunt sidefate, iar acest iluminator este super fain. Place așa că e natural, nu se vede pe ten ca și cum ai purta iluminator, e acea strălucire din interior. Îmi place tare mult, deși are numai culori sidefate și metalice. De exemplu, nuanța aceasta și aceasta. Și aceasta îmi place, dar iluminatorul de față este preferatul meu. Și cel mai mare pachet PR și cel mai fain este acesta de la Pixi. Îmi place tare mult cutia. Și se deschide. Așa. Pixi Glow. Sper să nu vă orbesc prea tare. A venit cu aceste două palete care se numesc Pixi Glow Cake. Sunt imense, uitați cât este palma mea și cât sunt ele. Este o singură paletă și conține, stați așa, conține iluminator, blush și bronzer. Toate trei sunt sidefate, nu sunt deloc mate. Acesta este în nuanța Focusează. Focusează. Gilded Bear Glow. Iar al doilea este în nuanța Pink Champagne Glow. Acesta este mai rozaliu, acela este mai așa, mai natural. Și pe lângă am primit și acest ring light pentru telefon, să-ți faci selfie-uri, să ai lumină de selfie-uri și luminează super tare. Este verde, are și cablu de încărcare, super tare. Când vrei să-ți faci așa un selfie și nu ai lumină, dang! Hello! Lumină! Să fie lumină! Mulțumesc tare mult celor de la Pixi pentru că mi-au trimis această cutie super faină. Și da, intră aici, trebuie să fac poză. Trebuie să le fac poză, să le postez pe Instagram. Dacă mă urmăriți pe Instagram, acolo vedeți tot felul de produse pe care le mai primesc. Și cutia aceasta, pentru că chestia asta iese de aici. Bine, acum nu pot să scot cu o mână, dar cutia în sine o voi păstra. Are și magnet. Are magnet, este carton destul de tare și îmi voi păstra chestii înăuntru, la fel cum am făcut, a fost la fel cum am făcut cu cutiile de la Glossy Box. Le-am păstrat și mi-am pus tot felul de chestii în ele, arată și drăguț și sunt și mai organizat așa. Așa că în această cutie o să văd ce o să îmi pun. Și arată super fain aici, în cămăruța mea de beauty. Să-mi pun produsele aici până o să vină vreo idee. Trebuie să vină vreo idee să ce? Să fac poze, pentru că trebuie să postez pe Instagram poze faine și de... Na, câteodată mi iese, câteodată nu mi iese, câteodată mă enervează că nu am nicio idee sau am o idee și mi-aranjez și așa, dar nu se transmite prin poză. A, și să vă mai arăt ce am primit de la Andreea. Pentru că mi-a cumpărat Andreea ceva foarte drăguț. Am primit de la Andreea un set de pensule de ochi de la Morphe și nu le-am desfăcut pentru că și... Pentru că și lor vreau să le fac poze. Cam așa arată pensulele, super, super drăguțe, roz gold, dă. Fost nebunită și încă sunt nebunită după roz gold și trebuie să le fac poză și după aceea le voi folosi și eu. Până atunci stau aici de... Pentru că trebuie să mă organizez și eu nu sunt foarte, cum se numește, productivă când e vreme așa afară, dar dacă e soare și e cald și păsările ciripesc, îmi dă și mie așa o stare super faină și sunt super activă și creativă, dar așa când e vremea mohorâtă și plouă, că plouă, doar m-a prins ploaia când am venit acasă de la lucru și nu s-a mai oprit de atunci,
N-am chiar nimic, ca stau în pace, m-aș uita la seriale, deși nu am uitat la un serial nu știu cât timp, stau pe Instagram și sau mă uit pe YouTube la clipuri. Mamă, că abia am desfăcut! Cât scoci are, că așa îi. Așa e mai greu când îl ține într-o mână. Parcă când era în carton nu era așa de greu. Trebuie desfăcute și chestiile astea și parcă am văzut aici o mini pauză cum ar trebui să arate. Cam așa ar trebui să arate. O să... Mai departe nu-l desfac. No, mă chinui cu el. Parcă mai avea o chestie aici. O să-l aștept pe Floi, eu am desfăcut. Și să reciclăm carton și mai un carton. Și, da, te aștept să vină pus acolo, deasupra mesei. Și dacă vă întrebați de ce este negru și nu este alb, este pentru că vrem să facem partea aceea de dining room alb cu negru. O să vină candelabru lustra deasupra mesei, care este neagră. Deja am comandat chestii din acelea rotunde pentru mese negre, perinițe negre, un covor negru cu alb. Iar acolo, pe suporturile acelea de lemn, o să dispară toate chestiile alea și o să pun alte chestii decorative, dar asta după ce este totul gata, ca să-mi dau seama ce aș putea să cumpăr. Care nu se văd. Da, și cam așa. Și încă nu m-am despărțit de acele bomboane. Da. Cât este ceasul? Mai este un sfert de oră și trebuie să dau drumul la vlog. Și în bucătărie mai am un tablou tare, tare drăguț, care era maro de aflo la vopsit negru să se potrivească. Peace, love, happiness, keep calm and eat some chocolate, do what you love, love what you are. Și aici am cana mea cu unicorn, care este acum, de fapt, o ghiveci. Asta este de la nuntă, ce a fost candy bar și îl folosim acum ca bombonieră. Aici sunt niște suporturi din acelea de pahar sub formă de vinil. Acolo mai am o plantă. Aici așa este cutia de la ultima cană pe care mi-am cumpărat-o și îmi place tare mult cutia. Aici mai am chestii de cupcakes. Este ora 2 fără 20 de dimineață, noaptea, nu știu cum preferați să spuneți. Mai am și 7% baterie la cameră, sunt în tranșă de somn. Am terminat de editat clipul pentru mâine, nu, clipul pe care l-ați văzut ieri deja. adică nu l-am terminat, mai am foarte puțin de editat la el. Mi-este foarte somn, mă duc să mă spăl, să mă demachiez, să mă culc. Mâine sper să nu mă sune nimeni de dimineață. Am pus lustra, adică flow, că eu n-am făcut nimic. Și vi-o arăt și vouă imediat. V-am pupat, noapte bună!